Doamnelor și domnilor, vă urez bun venit tuturor! Gazdele dumneavoastră în această seară vor fi Laura Prigăjan și Alin Cioni. Bună seara tuturor! Vă mulțumim tare mult că v-ați răpit din timpul dumneavoastră și ne sunteți alături în această minunată seară lui decembrie. A început perioada colindelor, a urărilor, a pomilor împodobiți, a colacilor calzi, aburind pe mese. E perioada în care, mai mult ca oricând, ne strângem toți, lângă cei dragi nouă, copii, tineri, bătrâni, frați și surori, părinți și bunici. Crăciunul este iubire. Iubirea este oferită celor dragi, este pâinea oferită săracilor, este dragostea îndreptată către copiii orfani. Crăciunul este și înțelegerea celor din jur. Este un zâmbet, o îmbrățișare oferită celor dragi. Crăciunul suntem noi. Suntem cu toți aici pentru a dărui. A dărui și celor mai puțin norocoși decât noi din bucuria noastră. De aceea, nu întâmplător, am numit acest eveniment Crăciunul Îngerilor. Acest concert este un colaj de melodii internaționale, foarte iubite și cunoscute. Am tradus câteva versuri în limba română pentru ca noi toți să înțelegem adevăratul mesaj ce stă în spatele muzicii. Acum haideți să scriem împreună o minunată și originală poveste de Crăciun. Iar fi și tăpata asta, Mihaiu! Aș bucura și eu împreună ca ție la copii. Dar așa? Te uit, pește, deci să înăuntru, e cald și bine, mă voi odihni puțin. Vreți să facem de mult, casă caldă și bucățică de pâine. Am auzit și eu. Dar ce se întâmplă? Îngeri ai Crăciun!
fierbinte. Dăruiți-le un zâmbet, încălziți-le inimile. Ce crezi? Ai auzit? Ce se întâmplă cu lumea asta? E trist, dar noi putem, într-adevăr, să facem ceva. Hai, vino! Vino! Ia cartea Crăciunului și vino să scriem povestea de Crăciun. Vom scrie o poveste de Crăciun. Mă gândesc, prima filă ar trebui să fie secret. Când copiii dorm deja și zăpada cade liniștit, visele uitate cheamă, ca mici clopoțele în depărtare. Ați fost mari visători, nu de mult, dar încet, încet ați crescut. Și când toată magia pare să fi dispărut, o veți regăsi din nou în ziua de Crăciun. Nu pierdeți timpul, sunt atâtea de sărbătorit. Credeți în ceea ce aveți înăuntrul vostru și dați alb visurilor voastre. Veți avea tot ce vă doriți. Ajunge doar să credeți. Oare ce ar trebui să chemăm acum? Cred că Mircea e perfect. Da, să-l ascultăm pe Mircea. El va cânta pentru dumneavoastră ciugurii să cred. Thank you.
iar ninge. Levis, nu, lasă ningă. Afară, vremea e înfricoșătoare, adevărat. Dar lângă foc, e cald și bine. Dar cum poți să nu vezi? De ce să iubești afară? Lasă ningă, copiii se vor bucura. Pe ce i-ar chema acum? Pe Mircea, Laura și Iuri. Let it snow, lasă să ningă. Thank you.
Stele mii și argintica din cer, să iubești și să ierți. Doar o dată Crăciunul. Ce frumos! Cred că următorul capitol va trebui să-l scrii tu. Dumnezeu ți-a dat un dar pe care trebuie să-l folosești. Ce zici? Poftim! Versurile! De ce nu? Te pricep. Te rog. Poți să dai și să primești doar o dată în Crăciun. Lumea începe să-și aducă aminte că totuși Crăciunul există
și am o anumită semnificație. Cine vine acum? Roxana. It's beginning to look a lot like Christmas. Începe să se simtă spiritul Crăciunului. Gracias.
Ce cuvânt minunat, care ai salvat oamenii. Ei au fost pierduți, dar acum s-au regăsit. Au fost orbi, dar acum văd din nou. Teama de-a învățat inima să se închidă, dar Spiritul Divin a eliberat-o. Cât eliminase ea acum, din momentul în care credeți cu adevărat. Spiritul Divin să coboare între voi și să vă aducă multă, multă lumină. Să o chemăm pe Iudit. Amazing Grace. Oh,
Noapte de har. Totu-i lin, totu-i clar. De Maria privegheat, prunc divin, prea minunat. Doamne, liniștea sa, Doamne, liniștea sa. Noapte de vis, noapte de har. Magi, păstori, vin cu dar. Îngerii sfinți, aleluia, cântă-n strălucire de stea. Mesia, asta a născut, Mesia, asta a născut. Invităm pe Mircea și Iulie. Silent night. Sufletelor. Cădeți în genunchi,
și ascultați corurile îngerești în această noapte divină în care Iisus Hristos a născut. Invităm în fața dumneavoastră pe Laura, Mircea și Iudit. O Holy Night! Thank you.
Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este fructul în trupul tău, Iisus. Slavă ție, Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru toți oamenii. Laura va cânta pentru dumneavoastră Ave Maria. Thank you.
parte dintre ei. Adunăm puținul acela pe care dumneavoastră doreți să-l dați pentru ei. Uitați aici, pentru ei. Veniți cu toți cu credință, bucurie și speranță. Veniți cu toți în Betlehem, veniți și îmbrățișați pe Noul născut din corp, Împărat al Îngerilor. Veniți să-L adorăm. Laura, Iudit și Mircea vor cânta Ades de Fidelis. Thank you.
Dragii mei, oferiți-vă un mic Crăciun fericit. Lăsați inima voastră să se umple de lumină. De acum înainte, toate necazurile vor dispărea, oferindu-vă un mic Crăciun fericit. Have yourself a merry little Christmas. Roxana. Another year over. Another.
Crăciunul nu este o zi pe an, ci e de fiecare dată când vă aplecați ochii și vă deschideți sufletul în fața celor mai nevoiași din jurul vostru. Îngerii pot avea și chip uman. Ei sunt lângă voi, vă zâmbesc, vă îmbrățișează și vă susțin în orice formă. Poate fi persoana de pe stradă cu care vă întâlniți, poate fi sora sau fratele vostru, părinții sau bunicii, ba chiar prieteni buni. De aceea vă invităm să cântăm împreună cel mai cunoscut colind românesc, O, ce veste minunată! O, ce veste! Îngeri, îngerii evenimentului nostru sunt cei care au făcut posibil realizarea acestui vis de Crăciun. Vrem să le mulțumim că au fost alături de noi. Am vrea să prezentăm, ca toată lumea să-i cunoască, Iudit Cutașe. Mulțumim foarte mult!
Vreau să mulțumesc Laura Mărcinean. Laura, cum și cu cum ajuteți ascultat și la opera din Timișoara? Domnul Mircea Șonea. Și la Timișoara, și la Oravița, la Reșița, la Reșița, dar a venit și la noi. Îți mulțumesc, Mircea! Vreau să mulțumesc doamnei Urșanski, Rosana Urșanski. Doamnei Ravona Băloiu, Valeria Băloiu, doamnei Lazar Cristina, Fetița Vântul Cristina, doamnei Laura Ilieș, Micuțului Matias. Bravo! Și în ultimul rând vreau să-ți mulțumesc ție, Alin, că mi-ai fost alături. Mulțumesc! Și Laura Picășan. Și Laura Picășan. Nu se putea bine. Care cu toții ne-au sprijinit în realizarea acestui eveniment caritabil. De asemenea, vreau să vă spun că există, dacă îngerii aceștia au chip, există și îngeri fără chip, care ne-au sprijinit financiar. Pentru a putea aduce bucurii acestor copii din plasamentele orăștiei și a bătrânilor din azilul de bătrâni. Vreau să mulțumesc familiei Vornician, Nicoleta și Sorin, domnului Ivan Moises, doamnei Mia de la Impuls Beauty Dream, domnului Romeo de Teșan, unei echipe care mie mi sunt rare dragi, Lugard, care mulțumesc foarte mult, doamne Lucu Corina pentru sponsorizare, SCP Install.com, domnului Flavius Ploieșteanu, familiei Medrea, dar eu vreau și țin personal să mulțumesc domnului primar Ovidiu Bălan pentru sprijinul acordat. Vă mulțumesc și sper să îmi fiți alături și la următoarele proiecte îndrăznețe la care mă gândesc. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc și unor prieteni dragi mie, care m-au susținut sufletește și financiar, Ioana și Martin, care sunt aici. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să vă mulțumesc și soțului meu, care mă suportă așa cum sunt, și surorii mele, care este și aici, și în special echipei Laura Weddings, care mă ajută să fac lucruri minunate. Mulțumesc! Și sperăm să nu te oprești aici, în fiecare an să continuăm să ajutăm acești copii care au nevoie de noi, acești oameni în vârstă de la Căminul de Bătrâni. Sperăm să nu te oprești să faci. Și publicului nostru care a venit în număr atât de mare și domnului părinte care ne-a primit în locul și domnului. Dorim să mulțumim din suflet părintelui Protopop Pindea Silviu pentru încrederea acordată de a ne deschide larg ușile casei sale
și a ne susține într-un astfel de eveniment. Și vor face în felul lor, cum știu ei mai bine. So, we wish you a Merry Christmas. Vă dorim Crăciun fericit și un an nou, mai bun, sperăm. Crăciun fericit și un an nou mai bun. La mulți ani!